Vestul țării se află așadar sub un cod portocaliu de caniculă în tot acest timp. Temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius, cât ține avertizarea, ne spune meteorologul ANM. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Spuneți-mi, vă rog, care este situația cu aceste avertizări și la ce ne putem aștepta în orele următoare, dar și în zilele următoare? Pentru astăzi avem în vigoare o avertizare meteorologică formată dintr-un cod galben și unul portocaliu. Codul galben este valabil pentru cea mai mare parte a țării, vizează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi în general de 32-35 de grade, sunt temperaturi cu peste 7-10 grade a ceea ce ar trebui să înregistrăm în această perioadă. Codul portocaliu este valabil pentru județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Aici temperatura maximă va fi în jurul a 37 de grade, va fi și disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, tot aici și temperaturile minime vor fi de 18-20 de grade. Este aceasta o perioadă în care să ne așteptăm la fenomene, să ne mai putem aștepta la fenomene cum a fost cel din weekend de pe litoral? Nu la acea intensitate, pentru astăzi ploi puține la munte, la fel și mâine și în zonele deluroase din sudul țării. Averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat pot fi și cantități mai însemnate de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat, dar, după cum am spus, nu vor fi la intensitatea celor din weekend.